Al-Qaeda a mai luat o lovitură, iar Centrul Antiteror din Statele Unite ale Americii spune că devine o amenințare tot mai mică. De data asta, Abu Mushin al-Masri, lider al teroriștilor, a fost omorât de armata afgană. Era pe lista FBI a celor mai căutați teroriști. Din ce se știe, era mâna dreaptă a liderului Al-Qaeda. Pe de altă parte, americanii își retrag treptat forțele din Afganistan și există voci care spun că țara va deveni din nou un cuib de teroriști. Toate forțele străine trebuie să părăsească Afganistanul până în mai 2021, în schimbul garanțiilor din partea talibanilor că vor înceta focul în conflictul atât de lung.